Ca șocant în municipiul Drobeta, Turnu Severin, o crimă oribilă s-a produs într-un apartament pe strada Romulus Lepri. Un bărbat a fost găsit fără suflare cu multiple leziuni, fiind ucis în somn cu lovituri de topor. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Crima produsă astăzi în Severin a șocat un oraș întreg. Ajungi la fața locului, am aflat că autorul este chiar tatăl victimei în vârstă de 80 de ani. Făptașul ar fi anunțat pe ginerele său că și-ar fi omorât fiul, după ce i-a dat cu un obiect contundent în cap, în timp ce dormea. Bătrânul a fost condus imediat la secție, iar oamenii legii au deschis în acest caz o anchetă. Echipajul serviciului de ambulanță a fost solicitat pe strada Topolniței la un pacient pe care noi am primit solicitarea ca fiind lovit în cap cu toporul de către tatăl dânsului. A ajuns acolo, am descoperit că victima avea în jur de 38 de ani și era decedat. Deja, s-au constatat multiple plăgi în zona gâtului, scalpului, feței. Organii cercetare penală vor începe cercetările, suspect crimă. S-a folosit doar toporul? Nu știu nimic, noi n-am găsit nimic la fața locului, arma cu care a fost făcut această crimă. Zeci de vecini s-au adunat în jurul blocului în care s-a produs crima, fiind șocați de cele întâmplate. Chiar și cei care nu-i cunoșteau pe implicați au rămas înmărmuriți. Cu toții se întreabă ce l-a determinat pe vârstnicul care suferea și de boli de inimă să își omoare propriul fiu cu toporul în somn. Aceștia se pare că nu locuiau în aceeași casă, iar băiatul era doar în vizită. Am auzit jos în tabaci, în parc, că unul bătrân de 70 de ani s-a omorât copilul de 30 de ani. Și se că vin să văd și eu aici, da? Văzui poliție și tot aici. Cunoașteți persoanele? Nu. Nu-l cunosc. Eu stau la blocul Marinelă, în partea aia. Se pare că vecinii care îi cunoșteau doar din vedere nu au observat nimic ciudat de-a lungul timpului. Bineînțeles, ipotezele sunt multiple. Următoarea doamnă care a acceptat să vorbească cu noi ne-a explicat că bătrânul era un om foarte liniștit, iar pe fiul său nu îl vedea foarte des pentru că acesta era plecat. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Că a murit tata, băiatul și asta tot. Dar ceva nu mai știm nimica. Știți când s-a întâmplat? Nu. Nu știu. S-au auzit gălăgie? Nu știu, că eu nu stau pe scară cu ei, stau în altă scară, tot în blocul ăsta, dar în cealaltă scară, în prima. Ați văzut când au venit polițiști? N-am văzut nimic, am văzut și eu acum când ieși târziu afară și văzui. Știați? Nu știu nimic. Nu știam nimic, auzit și eu tot din vecini pe aceea. Altceva nu știu ce să vă zic. Și-a omorât fiul? Da. Doamne ferește, nenorocire. Ce să spunem mai multe? Îi cunoșteam așa din vedere, trecând încolo, dar nu știu nimic, ce a fost la ei în familie, ce... Părea oameni liniștiți. Da, liniștit. Al bătrân părea om liniștit, om bolnav, că era și bolnav. Da. Locuiau împreună, fiul era în vizită sau... Nu știu dacă lucra, dacă stăteau împreună, era... Nu l-am văzut de mult pe băiat pe acasă, pe aceea a fost plecat, pe unii o fi fost și acum a venit acasă. Acolo l-am văzut pe aceea, mergând amândoi, trecând încolo. Dar eu nu știu nimic, ce să vă spun mai mult. Cei care îi cunoșteau cu adevărat pe implicați spun că vârstnicul este un om foarte calm, respectabil și a avut o meserie nobilă, aceea de contabil la finanțele publice. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea gest din partea sa. Oamenii spun că băiatul său l-ar fi adus la disperare din cauza certurilor frecvente. Acesta ar fi fost dependent de substanțe interzise și consuma foarte des alcool, profitând de fiecare ocazie să-l constrângă pe bătrân să-i dea bani, iar voia să-i vândă apartamentul. De asemenea, din surse, se pare că bărbatul chiar își bătea propriul tată, însă pentru moment nu se cunosc cu exactitate motivele care stau la baza acestui gest.